Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sport Maxim, așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni și în această după-amiază, fotbalul va fi felul principal în emisiunea noastră. Tocmai de aceea, alături de mine în această după-amiază, se află domnul Pompiliu Coșconea, fostul președinte al Asociației Județene de Fotbal Buzău. Bună seara, domnule președinte, și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Instinctiv am rămas cu apelativul după atâția ani de zile. Dragi prieteni, în prima parte a emisiunii vom discuta despre subiectele stringente, subiectele aprinse, dar încă nerezolvate din cadrul eșalonului secund de fotbal. După cum bine știți, săptămâna trecută, stațiunea Sărata Munteoru a fost gazda întrunirii reprezentanților echipelor participante în cadrul eșalonului secund de fotbal. O întâlnire care a durat mai bine de jumătate de zi, o întâlnire la care a fost prezent și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, alături de consilierul său buzoianul Gabi Bădescu. O întâlnire care, din păcate, nu a dat niciun rezultat, nici în privința manierei în care va fi organizată Liga a doua de fotbal în stagiunea 2015-2016 și nici în alte puncte de vedere. O singură certitudine avem de la această întâlnire, aceea asupra numărului de juniori și de jucători crescuți în propria pepinieră, pe care formațiile din eșalonul secund vor trebui să-i folosească începând de stagiunea viitoare. Iar în partea secundă a emisiunii, dragi prieteni, vom discuta despre evenimentele din fotbalul buzoian, acolo unde s-au încheiat toate campionatele. Vom mai avea poi mâine, miercuri, de la ora 20, pe Arena din Crâng, ultimul act al finalei Cupei României la fotbal între ASE Săgeata și FC Puiești. Totodată vom discuta despre posibilele candidaturi ale, încă nu le dau numele, o să rămâneți alături de noi și în a doua parte a emisiunii. Veți afla despre cine este vorba. Candidaturile a doi oameni importanți din fotbalul buzoian, dragi prieteni, pentru șefia Asociației Județene de Fotbal. Domnul Coșconea se află alături de noi în această după-amiază pentru a ne confirma, a ne infirma sau măcar a ne da mai multe detalii legate despre acest subiect. Domnule președinte, începem, așa cum am spus, cu Liga Secundă de Fotbal. Șefii fotbalului din Liga a doua, cluburilor din Liga a doua s-au întâlnit la Munteoru. Foarte multe nu au avut nici de zis, nici de făcut. Din păcate, o întâlnire, așa cum spuneam, care nu a dat roade. Personal, aș vrea să vă întreb care sunt șansele și ce părere aveți dumneavoastră vis-a-vis de recunoașterea LPF2 de către Federația Română de Fotbal. Domnul Burleanu a declarat și la această întâlnire că nu este un susținător al LPF2 din pricina costurilor suplimentare care ar însemna această ligă de fotbal profesionistă dedicată echipelor din Liga a doua către cluburile participante. Da, în primul rând vreau să vă spun că era previzibilă faptul că această ședință nu va avea un final, că cel puțin așteptat sau pentru ce a fost convocată. Sincer, vă spun că Federația Română de Fotbal de vreo 2-3 ani chiar pune bețe în roate înființării și, eu știu, până la coadă, ca această LPF2 să și funcționeze. Ea este deocamdată numai cu numele, chiar dacă cei de acolo și-au ales niște organe de conducere. Domnul Oraș Brașoveanu, mie îmi place de el, e un tip bătăios și un tip care deja cunoaște acum și tot ce trebuie să cunoască din punct de vedere al documentației despre activitatea Ligii a doua, dar în momentul în care FRF-ul nu dă undă verde și se pare că nici anul ăsta n-o să fie de acord, pentru că nu-i convine să pierdă cel puțin două serii, cum se preconizează acum, de Liga a doua. Care ar fi motivele pentru care FRF-ul refuză sistematic în primul rând ei pierd din punct de vedere financiar, material, pentru că toate echipele, cele 28 sau câte ori fi, se înscriere cu tot ce trebuie, cotizație și tot ce trebuie să vireze către federație, se vor vira către LPF și atunci, vă dați seama, vor pierde și o parte din observatori, clar, care iau, că e clar, observatorii de joc, pentru că observatorii de arbitri sunt totuși ai CCA-ului, și vor pierde și ca imagine. Vă dați seama, acum rămân, pentru că Liga 1 este a LPF-ului, nu este a FRF-ului,
Și mai rămâne cu ce? Cu acțiunile echipei naționale. Și Cupa României. Nu? Exact. Și Cupa României. Acum, ei n-au, degeaba clamează ei că ei sunt de acord, dar sunt de acord teoretic. Practic, nu vor fi de acord decât dacă această ligă este și unită. Deocamdată se vede că din 28 au venit 20, nu? Da, sunt anumite discrepanțe. Da, seria a doua nu prea a venit. Dar în țările puternice se poate acest lucru. Vorbesc de țările foarte puternice. Spania, spre exemplu, după cum bine știți, un sponsor dă denumirea atât a primului eșalon cât și a eșalonului secund. Același lucru vorbim și în Anglia. Chiar și în Scoția se întâmplă același lucru. La noi, cât de util ar fi, în primul rând, pentru micobiști, cei care stau la televizor și se uită la spectacolul din Liga a doua, cât și cei care merg pe stadion. Și mai important, este un criteriu financiar așa de important pentru echipele din Liga a doua? Este, pentru că am observat cu toții, de exemplu, televizorile meciurilor, ele sunt frânate de federații. Doamne, dacă rămâneți la noi, noi asigurăm televizarea tuturor meciurilor, avem, pentru că noi avem pâinea și cozitul în mână, și tot ei bagă așa de strâmbe, că este normal până la ce echipe au venit în Liga a doua acum, din Liga a întâi. Echipe foarte puternice. Echipe puternice, echipe cu tradiție, echipe care unele chiar au și spectatori și galerii puternice. Deci vor avea ei ăștia câteva echipe care vor avea atractivitate pentru unele televiziuni și restul ce să mai vorbim că... Dar, dacă vă ați aminte, în urmă cu 4-5 ani, dacă nu mă înșel, 3-4 ani, când au început în forță, în ghilimele de rigoare, transmiterea meciurilor din Liga Secundă, la un moment dat erau chiar și 3 posturi. TVR2, pot să-i dau numele, că este televiziunea de stat, da. Plus încă două de profil, care transmiteau meciuri. Atât din seria 1, cât și din seria secundă. Când? În urmă cu 3 sau 4 ani. Aveam TVR-ul plus încă două televiziuni care transmiteau. În urma unor negocieri directe cu echipele participante. Negocieri directe. Deci, negocieri directe la care și televiziunile, cele care au fost, că n-au fost prea multe, au ținut cont, în primul rând, de publicul spectator, ce spectatori aveau. Deci, normal, e un business și normal ții cont de audiența pe care o ai. Ce să ții? De exemplu, o luăm cam la toate echipele, dar te uiți la Brăila, la Gloria, la când ai 100-200 de spectatori, nici nu știi cum să amplasezi camerele ca să nu vezi Dita mai Hardughea de stadion, că e gol. Goală, nu? Exact. Nu, este o chestie de, până la urmă, cam asta este. Trebuie impactul care fiecare televiziune și-l calculează și atunci ce zic, eu mă duc să ce să televizez stadionul. Până la urmă ei vând un produs, pentru că păi da, un meci de fotbal chiar înseamnă că dacă noi buzoienii nu prea mai umplem cel puțin tribuna întâi sau nu știu ce să mai zicem. Pe urmă, este și nivelul pe care trebuie să-l recunoaștem. Este de regulă scăzut, nu mai e ce a fost odată, Liga a doua, și cred eu că până la urmă toată lumea dorește și noi poate dorim să avem o singură serie de 18-20. S-a plafonat Liga a doua din cauza sistemului competițional. Dacă stau să mă gândesc bine, după 89, până atunci mi-aduc aminte, poate și înainte, dar mă îndoiesc să fi fost vreodată o serie unică la Liga a doua, după 89 au fost minim două serii, maxim 3. Vă rog să mă contraziceți dacă greșesc la nivelul Ligii a doua. De regulă au fost două serii, pentru că cam aici se și încadrează profilul Ligii a doua. Cam două serii, dacă vrem să avem totuși un fotbal cât de cât acceptabil. Dar trei serii deja mi se pare prea mult, pentru că nici nu mai avem echipele pe care le aveam. Nu mai este forța care era câteodată. Ați văzut, multe echipe au dispărut și multe nume sonore au dispărut și de la Liga a doua, dar minte, mai vorbim de Liga a întâi. Și atunci... S-au sătuat spectatorii micobiștii să vadă aceleași meciuri de atâția ani de zile, pentru că majoritatea echipelor din Liga a doua sunt echipe cu tradiție în acest eșalon și cu confruntări care s-au consacrat în ultimii ani. La fel cum spunea și antrenorul Gloriei Buzău, meciurile dintre Gloria, Buzău și Brăila și Farul și câteodată Oțelul când mai erau în Liga secundă, sunt
clasice. Noi am mai discutat. Play-off-ul și play-out-ul a fost un fiasco total. Dar se va merge în continuare pe același principiu. Cât de mult afectează sistemul competițional și faptul că, nu știu, am avut ocazia de stat la Buzău cu foarte mulți tehnicieni din Liga a doua care nu au fost de acord cu acest sistem competițional, un compromis, așa cum au spus domnilile lor, rezumând într-un singur cuvânt declarațiile acestora, un campionat care practic s-a disputat în van, mai ales play-off-ul, acolo unde una, două echipe trăgeau la promovare, afirmație valabilă pentru ambele serii ale eșalonului secund, iar restul, bineînțeles, bifau prezențele la joc, pentru că la două absențe riscau excluderea. La urmă, au fost cheltuieli în zadar, făcute, nici atractivitate n-au avut pentru spectatori sau pentru, ce să mai zic, de televiziuni, că n-a fost nimic. Și de ce să nu recunoaștem, ne-am și plictisit să tot vedem ba Gloria Brăila, ba Gloria aia, ba Gloria, o dată acolo, o dată aici, o dată acolo aici. Și chiar fără nicio finalitate, fără sens. Că de ce să nu recunoaștem și promovarea și, și practic și retrogradarea, și retrogradarea au fost nimic. Că n-a mai retrogat nimeni. Nici măcar Faru, care era bărbaia Ciuca Bătărilor, nici ea n-a retrogat. Și atunci ce să mai cerem, ce să mai zicem? Că, domnul președinte, eu aș zice, deci cu toate că știu că nu se poate, eu aș opta fără nicio oprește către o serie cu 20 de echipe. Pentru că mi se pare că așa va crește în calitate, în spectaculozitate. Sunt acum echipe care sunt... Va fi relansată Liga a doua. Da, n-are cum. Dar în condițiile de maximă austeritate ale fotbalului românesc și faptul că încă nu s-a pus la punct, eu știu, sprijinul de către administrațiile locale așa cum trebuie, cred eu că tot vor fi două serii și tot... Acesta era următorul subiect care vreau să-l abordez. Și faptul că se intră cu toate punctele e un pas înainte. Deci... Față de sezonul precedent. Cam să dea unul să avem câte o îmbunătățire așa de la an la an. A, e greu. Acesta era subiectul următor pe care vreau să-l abordez cu dumneavoastră. Sistemul competițional și discuțiile pe care acesta le-a strânit la această reunire de la Sărata Monteoru, fără să o zică cu subiect și predicat într-o propoziție simplă, președintele Răzvan Burleanu s-a declarat iarăși un susținător al programului competițional aflat în vigoare, două serii de câte 14 echipe, și a rezervat însă dreptul ca în cazul în care pe 20 iulie, data limită la care echipele din Liga a doua se pot înscrie în următoarea stagiune a eșelonului secund, va fi minimă. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla dacă la momentul respectiv vom avea nu 22 sau 24 sau 28, cum se preconizează acum că vor fi echipele care își vor da acordul înscris pentru a participa în următoarea ediție a Ligii Secunde, dacă vor fi 20, domn președinte, sau 22. Se va face o singură serie, având în vedere că 3-4 combatante cu prezența certă nu sunt de acord cu această dacă idee? Dacă sunt 22, e clar că rămân două serii. De câte 11? Stai că e 11, nu? 24 trebuie. Da. Care va fi soluția 22, atunci? 22 mi se pare calendarul competițional prea încărcat, pentru că oricum ar trebui demarat campionatul mai devreme și nici nu prea mai e timp acum să deja s-a stabilit. Dar eu, din experiența pe care am, eu cred că vor fi cel puțin 26, chiar 28 de echipe care se vor înscrie. Ei fac eforturi. Ați văzut echipele, unele echipe academic Argeș și se duce iar la Clinceni, Erlantul, și rezolvă treburile. Oțelul vrea să... Aceste echipe se vor mai lovi de aceleași probleme de care s-au lovit și în ultima stagiune, cu retrageri cu două săptămâni înainte de campionat, cu retrageri în timpul campionatului? Păi deocamdată fotbalul în Liga a doua nu s-a însănătoșit deloc. Și trebuie să recunoaștem că n-a avut cum. În primul rând, dacă nu este un suport material așa cum trebuie, pentru că, sincer, la ora actuală nu se poate fără sprijinul administrațiilor locale. Și aici mă refer la consiliile locale, consiliile județene, care pot susține sportul în fiecare județ
și în special fotbalul, că de fotbal vorbim și cum e și la Buzău, cam asta avem așa, chiar dacă sunt 100-200 de spectatori la fiecare joc. Dacă s-ar rezolva problema, dar asta nu se poate rezolva în două luni. Să fie clar. Foarte clar că necesită timp. Noi punem problema aici, cei la Buzău aici. Președintele Consiliului Județean suspendat și arestat la domiciliu, primarul săracul are și el problemele lui cu dosarele astea două și cine știe ce mai fi. Cu toate că eu nu știu ce se întâmplă cu Orizont, cu alte treburi, dar în ceea ce privește Gloria, din punctul meu de vedere, chiar e o chestie care este total absurd. Să zici, domne, ai dat. Ce ai dat? Va fi audiat și președintele Glorie Buzău în următorul... Va fi chemat ca martor, pardon. A fost chemat ca martor. Ce să mă... El, până la urmă, Dan Tulpan a și recunoscut într-un fel. Dom'le, până... Eu eram la FC Gloria, practic eu eram președinte. Nu? Și eu am dat bani în partea lanta pentru că trebuia să meargă competiția. Trebuia exact. Să plătim jucătorii. Pe mine ar trebui să mă ia primul. Gloria Buzău, la momentul respectiv, avea și două echipe în campionatul republican. Dar probabil că așa este de undeva, de la de sus, eu nu știu de cât de sus, nu? Ca să intre boșcodeală. Păi, o tâmpenie din punctul meu de vedere, dar, mă rog, asta este. O tâmpenie la fel de mare, dacă dați voi, domn președinte, s-a discutat și la Munteoru în privința sistemului competițional pentru cele două serii. Cum vă spuneam, domnul Bureanu nu s-a exprimat în privința acestei chestiuni, dar a sugerat, ca să folosesc cel mai corect termen care se poate potrivi situației, din cele două serii, în Liga 1, din Liga 1, practic, în noua stagiune, vor retrogada ultimele două clasate, locul 13 și locul 14. Cele două poziții din Liga 1, 13 și 14, vor fi acoperite de primele clasate din prima și a doua serie a Ligii Secunde, iar locul 12 din Liga 1 va da baraj, atenție, cu câștigătoarea unui meci de baraj dintre ocupantele locurilor 2 din fiecare serie. Deci, practic, trebuie să dispuți două baraje pentru a accede în primul eșelon al fotbalului românesc dacă te-ai clasat pe poziția secundă în oricare din cele două serii ale Ligii a doua. Nu știu un campionat de fotbal profesionist din orice colț al lumii care să meargă pe acest principiu. Nu știu care este logica la treaba asta, pentru că să-i dai o șansă și cerei de pe locul 2. Dacă ești pe locul 2, nu cântăim pentru locul 2 niciodată. Exact. Locul 1 este și atunci locul 2 zici, îi dai o șansă. Dar ce șansă să-i dai? Șansa porcului de Crăciun, pentru că dacă ești pe locul 2 în Liga a doua, ce șansă ai cu locul 12, nu? Sau din, care? Exact, din locul 12 din Liga 1. Ce șansă? N-ai nicio șansă. Eu sunt curios dacă ajung pe aceste poziții, echipe care nu pot susține financiar promovarea în Liga 1. Cum vor face să ocolească această poziție? La fel cum s-a mai întâmplat și în trecut cu echipe. Ce să ocolească? Dacă la barajul pentru Liga 3 avem 3 sau 4 echipe care nu s-au prezentat, au zis că nu pot. Exact. Nu? Nu-și pot susține financiar prezența. Să vedem ce o fi în retur, că la retur se fac cărțile acum și imediat. Vom discuta și mai mare în partea a doua returul din barajul ăsta. Dar vedeți, asta este. Deci, ce să facem? Totul pleacă, în primul rând, de la valoarea fotbalului din Liga 1. Care trebuie să recunoaște. Pe principiu, peștele de la cap se împută. Da, nu mai e ce a fost. Dacă noi mergem cu voluntari, cu Chiajna, cu... Noroc că dacă mai erau încă vreo două echipe comunale, eram... Am mai avut experimentul Brănești? Am avut. Și eu cred că vom mai avea, că nu știu... Urziceni, la fel, dar Urziceni e un care a făcut o performanță. Cel puțin în anul ăla meteoric, așa cum au fost ei, chiar s-au prezentat foarte bine. Dar când vorbești, eu nu pot să zic ceva rău de Chiajna, de exemplu. Eu am văzut ce a făcut primarul de acolo. Ce infrastructură au, serios, ce jos pălăria. Deci, jos pălăria. Dar când spui Chiajna, spui Chiajna. Când spui, o echipă cu 5 ani tradiție în Liga 1. Vorba aia, Brașov, acum, Galați sau, eu știu, alte care nu mai sunt, nu? Că, uite, Farul, la fel. Galați, Farul deja, săraca e... Dar Galați e într-o situație în care ea poate dispară. Ce s-a întâmplat acolo cu... Dacă intră în faliment, concret... Păi da, și patronul la pușcării,
E o chestie care eu nu știu cum. Și mai e treaba asta cu insolvența. Dom'le, mi se pare corect în momentul când, și mai ales la Liga 1, la Liga 1, ești în insolvență. Termin pe locul 3. Și pentru ce termin pe locul 3? Când cupele europene n-ai voie, în campionat n-ai voie, care-i problema? Pentru ce te mai bați? Pentru ce mai cheltui? Că sunt banii ăștia de televizor, probabil. Care mai e corectitudinea în meciurile tale? Păi care mai e? Ești acolo, intri în play-off și intri în play-off trei echipe care sunt în insolvență sau nu pot duce campionatul, nu? Ai intrat în play-off? Și atunci ce zici? Bă, am intrat în play-off, nu mai pățesc nimic. Acolo e ca un turneu amical. Totul e dolce, farniente, nu ne mai interesează nimic. De-aia zic eu, sunt așa de multe probleme la care s-a ajuns acum în fotbalul românesc, nu cred în câți ani se pot rezolva. Nu cred, pentru că trebuie să recunoaștem, conducerea federației nu are nici experiență și am văzut și noi că a tratat și inclusiv adunarea asta un pic așa persiflat-o, domnul Burleanu. A comprat-o cu un picnic. Da, picnic. Chiar dacă probabil că oamenii au vrut să fie într-o stațiune balneoclimaterică. Să știți că am fost acolo, am rămas pe toată durata și chiar a fost o atmosferă relaxantă, exact în mijlocul naturii și o atmosferă liniștită. Păi da, din ce am discutat eu cu câțiva reprezentanți, toți au fost încântați. Numai domnul Burleanu, că trebuia să facă un spirit de... Domnia asta probabil este obișnuită cu alte locații decât cu, cu cele de la noi din județ. Chiar nu mai contează. Singura certitudine, domnule Coșcunea, care s-a stabilit, care a fost și comunicată echipelor din Liga a doua la fotbal, în privința copiilor și juniorilor pe care cluburile din eșelonul secund trebuie să îi folosească în următoarea stagiune, este vorba despre doi jucători sub 19 ani, doi jucători pe care trebuie să-i ai în lot crescuți în propria pepinieră și încă alți 6 crescuți la centrele de copii și juniori din țară. Practic, un număr de 10 jucători pe undeva pe la un 2-3 clar sub 19 ani, iar restul pe undeva pe la un 21, 22, 23 de ani. Cât de bună este această hotărâre? Eu văd benefică, ca să fiu sincer, treaba asta, pentru că cel puțin în Liga a doua și am discutat și cu Ion Viorel, el este hotărât să folosească cât mai mulți jucători din pepiniera proprie și este un lucru benefic pentru că, până la urmă, pentru ce avem centrul ăla de copii juniori? Pentru a crește și îi aduce către echipa mare. Și obligativitatea de a avea echipe prezente în cadrul campionatului național. Bine, de Republica. Bine, lângă treaba asta, că asta e de mai mulți ani, dar faptul că poți să promovezi, ești obligat. Dacă noi ne aducem aminte în acum vreo 23 de ani, și nici mai nu tu, nu? Noi am avut foarte mulți jucători când am fost obligați să folosim junior în teren și de aici au apărut foarte mulți jucători care au cochetat și cu naționala din Buzău. Timiș Teodorescu, deci, Ion Viorel. Deci fără probleme. Deci aici a fost o chestie și atunci de ce să nu recunoaștem? Pentru că ești obligat. Dacă trebuie să folosești 2 sub 19 ani, trebuie să mai ai încă 2. Exact. În lot, nu? Și plus că trebuie să împrospătezi și de la cel puțin de la juniorii A, cam pe aici este, și cu puțin atenție, pentru că și aici este o chestie pe care poate toată lumea nu înțelege, dar trebuie aplicat și aplicat așa foarte, foarte serios atenția către centrul de copii juniori și către copiii juniori în tot județul. Dacă nu se umblă după ei, pentru că sunt mulți care au calități, nu sunt văzuți, pentru că până la urmă de ce să nu recunoaștem și un antrenor de la copii juniori ca să ducă în comunele astea îi trebuie bani de motorină, de benzină, îi trebuie echipament, îi trebuie... Să fie remunerat pentru că își rupe timpul sau liber mai să joacă weekend. Și atunci, că nimeni nu vine la tine, la Gloria sau în altă parte, să spună, voi vezi că am văzut eu pe unul... Am încercat noi și cu observatorii și cu arbitrii. N-a mers. Au câțiva observatori mai serioși așa și care trăiesc fotbalul, au... S-au ținut de capul unor copii. Da, dar restul, nu. Ne uitam pe raport de arbitraj.
În România, în continuare, un jucător la 21-22 de ani continuă să fie considerat foarte tânăr. Asta în vreme ce în campionate precum Belgia și Olanda, zic cât de cât, deși m-aș îndoi că măcar campionatul Belgiei este apropiat de al nostru valoric, sunt jucători care joacă titular de la 17 ani, de la 18 ani și vorbim aici de echipe precum Anderlecht, vă dau un exemplu acolo, un fundaș, nu scapă numele lui, fundașul lateral dreapta, are acum 19 ani, a fost transferat, iar de la 17 ani era titular în flancul drept la Anderlecht. Da, vedem, aici trebuie să îl apreciem foarte mult pe Gică Hagi, care a făcut ce a făcut el din viitorul și școala lui, centrul lui de fotbal, extraordinar. Uite, ne uităm acum la Ianis Hagi. Ușor, deci nu l-a aruncat dintr-o dată în luptă. Ușor. Câte un pic, și uite unde a ajuns. Și uite că a început deja să capete curaj, să capete personalitate. Încredere în sine. În tot. Deja el poate să fie, să calce pe numele lui taică-s-o fără niciun fel de problemă. Dar s-a avut mare răbdare și cu el și cu ceilalți. Restul nu prea vedem la alte echipe. La noi cred că răbdarea lipsește cu desăvârșire și asta se vede și în continuitatea pe care au antrenorii români pe băncile tehnice. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dragi prieteni, revenim în câteva momente cu cea a doua parte a emisiunii, atunci când vom vorbi despre rezultatul Olimpiei Râmnicu-Sărat în manșa tur a barajului de promovare în Liga a treia, precum și de alte subiecte de la fotbalul din Buzău și două nume pe care le veți auzi în a doua parte a emisiunii candidate pentru șefia AJF Buzău. Toate acestea însă în câteva momente. Am revenit, dragi prieteni, cu cea a doua parte a emisiunii Sport Maxim, parte în care vom aborda subiecte de interes local, subiecte din fotbalul buzoian și aș începe aici cu recenta partidă dintre Avântul Valea Mărului și Olimpia Râmnicu-Sărat, meci care s-a disputat pe stadionul râmnicenilor sâmbătă, partidă încheiată la egalitate 1-1. Eu nu am văzut această partidă, dragi prieteni, nici invitatul meu, totul din cauza ploii puternice care nu ne-a dat voie să trecem mai departe de Poșta Câlău. Dar aș dori să comentăm rezultatul. 1-1, un scor surprinzător, a spune eu, asta din punct de vedere negativ pentru formația râmniceană. Un rezultat pe care am putea să-l punem, în cel mai fericit caz din punctul meu de vedere, poate pe seama terenului. Eu, unul personal, mă așteptam la o victorie la 2-3 goluri a râmnicenilor. Asta în cazul în care meciul s-ar fi disputat în condiții normale de joc. Da, se pare că râmnicenii au luat puțin cam de sus pe cei de la Valea Mărului, sau cum le spune, nu? Exact. Mai ales că ei, când au făcut ședința la București, erau unii pe acolo care spuneau, domnule, nu ne interesează, nu sunt serioși, nu sunt... Cred că au băgat-o puțin așa, ca o adormire. Psihologia ca o adormire, pentru că, pe urmă, mi-a mai zis și colegul de la Focșani, că are un sponsor de acolo și încă... Deci, ce mi-au zis toți oamenii care au fost și oameni de fotbal. Echipa adversă chiar a fost o echipă solidă, o echipă care, dacă Râmnicu nu rata în primele minute, așa a fost în prima repriză. Poate scorul era altfel, dar în repriza a doua, spre sfârșit, au mai avut și două ocazii, noroc cu Toader, care i-a scos puțin din mocirlă sau ce era acolo din ploaie și n-a fost mai rău. Acum, eu ce să zic, din punctul meu de vedere, echipa Olimpia Râmnicu-Sărat, pe care eu o apreciez și, în primul rând, pe jucători, care sunt, ce să am eu cu jucătorii, dar din punct de vedere al conducătorilor, cu care am avut dese conflicte și le știe toată lumea, pentru că au dat campionatul peste cap și totul numai din cauza celor doi conducători de acolo, dar echipa, eram convins că va câștiga la 2-3 goluri de diferență.
nu este, treaba nu este chiar, să zic așa, la nivel de tragedie. Că dacă te, am înțeles că totuși terenul de acolo, dacă nu ești obișnuit... Corespunde exact dimensiunilor minime. Da, da, da. Din... ei sunt acomodați perfect gazdele, viitoarele gazde cu terenul lor. Deci vor fi ceva probleme, de ce să nu recunoaștem? Și, foarte mulți din cei prezenți la meciul de la Râmnicu Sărat au spus că evoluția lui Vasile Nicola a făcut ca acest meci să se termine 1-1, subliniind jocul bun pe care l-a avut fostul jucător al Sportului Studențesc, și totodată au remarcat prezența lui Claudiu Ionescu din echipa râmnicenilor în urma unui conflict, din câte am înțeles, cu conducerea Olimpiei. Aici aș fi vrut să vă cer mai multe detalii dacă aveți cunoștință despre acestea. Nu, eu chiar am rămas surprins, pentru că eu îl cunosc bine de tot pe Claudiu și eram convins că la un meci de o asemenea miză el trebuie să fie în teren. Acum nu știu dacă pe, în condițiile date atmosferice chiar Claudiu mai trebuia și un teren mai uscat puțin, dar eu zic că la experiența și valoarea lui ar fi putut. Se pare că nu va juca nici în retur. Deci el deja se gândește acum, și-a făcut o școală de fotbal și la alte probleme. Deci, mă rog, este opțiunea celor de acolo. Din punctul meu de vedere, aș fi dorit, deci aș fi dorit ca Olimpia Râmnicu Sărat și doresc în continuare să promoveze, pentru că trebuie să fotbalul județean n-ar mai trebuie să mai aibă încă un an pe Olimpia Râmnicu Sărat în campionatul județean, având în vedere comportamentul, subliniez, conducătorilor de acolo. Eu nu mai vreau să dau nume, că mi-e și scârbă, cum zicea odată fostul președinte Băsescu, de scârbă, nu vreau să mai... Dar e echipa care n-are nicio vină și echipa și-a văzut de treabă. Poate zic treaba asta de ce? Pentru că din cauza celor de la Râmnicu Sărat, conducătorilor, a trebuit exclusă Șoemi Siriu, o echipă mică, fără... O echipă de tradiție la noi, fără, la nivelul cumului și rândului. Ei și-au făcut treaba acolo cât au putut, că au fost și ei dezorganizați în multe momente. Pe urmă, au ieșit o mie și una de probleme și cu lanul și cu primarul de acolo, de la Râmnic, zicea că... Știți foarte bine, domnule, avem aranjate cu Berca, cu... Adică îi bagi în mocilă și pe Berca, și pe lanuri, și pe... Dacă m-a întrebat cineva, pentru mine Petrolul Berca este câștigătoarea morală a actualei... Petrolul Berca, o echipă care și-a văzut, de treaba ei tot timpul, organizată, și baza sportivă la superlativ acolo, dar organizată, și o echipă care n-a creat probleme în campionatul ăsta. Și atunci este normal, poate, ce să zic acum, dacă Puieștiul, lanurile și continuă în sistemul ăsta, adică, dar vine Metalul, care toată lumea știe că se regrupează din mers, și cu Berca, eu cred că vom avea în campionatul județean o ediție foarte interesantă. O ediție și mult mai plină de fair play. Pentru că sunt echipe cu tradiție. Sunt echipe care își văd de treaba lor. Duse de oameni care de-astea care au capacitatea aparte. Da, în ceea ce privește pe Olimpia Râmnicu Sărat, eu zic că ar trebui să adune, pentru că până la urmă e Olimpia Râmnicu Sărat. Valea Mărului e Valea Mărului. Poate mă duc și eu să văd acolo dacă nu ploua. Sau... E pe un an pe lângă Tecuci, din câte am înțeles, 20 km pe un drum. Dar ar trebui ca Olimpia Râmnicu Sărat și conducătorii care au scos acum 3 ani din Liga 3-a, era o echipă de prima jumătate a clasamentului, ar trebui să facă toate eforturile ca ei să evolueze cel puțin pentru publicul de la Râmnicu Sărat. Că am înțeles că stadionul a fost arhiprin exact, pe ploaia aia. Deci publicul și de la Râmnic și de la Buzău este dornic să vadă fotbal de calitate și fotbal la un nivel mult mai mare decât ce au văzut până acum. Cu Sălcioara, cu... Credeți că pot râmnicenii remonta rezultatul în meciul retur? Aici totul depinde de antrenori, pentru că ce mi s-a spus și mie, jucătorii adverși
jucători cu talie, jucători și meseriași. Dați-mi voie să subliniez faptul că toți componenții formației adverse sunt din localitatea Valamăgurii. Chit că doi dintre ei au evoluat și la fotbal, la fotbal în sală, la futsal, la Galați, dar sunt originari din Valea Mărului. Da, e mare lucru și acum, după cât l-am înțeles și pe primarul de acolo... Ghizman, la fel, Ghizman care a fost la ABC Stoicescu. Da. Deci, înseamnă că este un lucru fantastic. O comună care, din punctul meu de vedere, eu nu știu dacă am trecut, voi fi trecut, dar eu sunt fa mea culpa, zic că n-am auzit de ea. Voi fi trecut pe acolo, în zona aia, dar n-am reținut-o, ca să fiu sincer. Deci nu este o comună deosebită, cum e Matca, în zona aia, dar, mă rog, este meritul lor. Dacă au scos un rezultat de egalitate, vă dați seama că, până la urmă, și un 0-0 e bun. Mai ales acum cu regula golului marcat în deplasare, care se aplică și la Liga 3. Ce mi-a șoptit și mie pe la ureche, se pare că se ar putea să rezolve. Ca să nu vreau să intru prea mult în amănunte, Olimpia Râmnicu Sărat ar putea rezolva. Așelea semnale vin și din partea gălățenilor. Chiar că nu vor evolua la Valea Mărului pentru că nu poți omologa un asemenea teren, dar pentru situația actuală a fotbalului gălățean, accederea acestei echipe în al treilea eșelon al fotbalului românesc ar însemna destul de mult. Da, și mă rog, până la urmă, dacă cum ai zis, că chiar spre rușinea mea, nu știu, dacă este de pe lângă Tecuci, n-ar fi nicio problemă, pentru că stadionul din Tecuci este omologabil, n-ar fi... Mă rog, acum trebuie să recunoaștem că dacă echipa din Valea Mărului ar trebui să reprezinte, să joace acolo, da, dacă exact. Se poate, da? Mă rog, întortocheate sunt căile domnului în fotbalul ăsta românesc. Totul depinde, eu cred, și până la urmă că își voi strânge rândurile, zic și am mai zis-o și poate și pe la tine pe aici, că ar fi avut nevoie de un antrenor cu experiență. Pentru că se pare că și schimbările n-au fost cele mai inspirate. Acum chiar nu știu ce s-a întâmplat cu Claudiu Ionescu, e treaba lor internă, dar când e vorba de un meci de baraj, trebuie până la urmă ca toate elementele astea să fie... Mai ales că e confruntarea care îți încununează un întreg sezon. Da, domnule președinte, mai avem doar câteva minute și mai am câteva subiecte importante de abordat în compania dumneavoastră. În primul rând, cele legate de șefia Asociației Județene de Fotbal Buzău. Se zvonesc două nume, dumneavoastră nu ați furnizat pe al treilea în pauza emisiunii. Ion Viorel, antrenorul Gloriei Buzău. Cătălin Cighir, directorul de la LPS Buzău, membru în comitetul executiv al FRF, și al treilea, Costel Boieru, fost membru al Comisiei de Disciplină din cadrul AJF Buzău. Haideți să discutăm puțin realistic despre... Și al patrulea. Și al patrulea? Adi Petre. Ah. Toți cei trei contracandidați în fața actualului președinte interimat. Da, mă rog. Haideți să discutăm puțin, introducându-l și pe Adrian Petre în ecuație, despre șansele realistice ale acestora pentru șefia fotbalului buzoian. Foarte multă lume trăiește cu impresia greșită, sper să mă contraziceți la fel dacă greșesc, că Cighir și Viorel nu pot candida la funcția de președinte la JF Buzău, prin prisma faptului că n-au deținut o funcție de conducere în cadrul echipelor participante în... Nu. Este un sâmbure de adevăr, dar nu ăsta. Exact. Deci ei, atât Cighir, cât și Ion Viorel, Cighir este directorul EPS-ului, este un club afiliat și la FRF și la AJF și au introdus în statutul ăsta nou aprobat o treabă în care, dacă ești președinte de AJF, nu mai poți să fii în conducător la un club sau da, era logic de treaba pentru că este conflict de interese. Da, și azi, deci poți să ieși, poți să candidezi, nu e niciun fel de problemă, dar în 60 de zile trebuie să-ți dai demisia din... Una din funcție. Din funcția la care ești, de exemplu, cum e Cighir la LPS sau să cum e Viorel, cum e Viorel la Gloria. Acum, gândiți-vă și dumneavoastră că Viorel, toți îl știm, Viorel
chiar acum, înainte de a pleca, avea o, cum să zic eu, un of, pe care îl are de mai mulți ani, săracul. Și zice, dom'le, dacă se merge tot așa, pentru că trebuie să recunoaștem, el a făcut echipa asta care ne-a reprezentat campionatul trecut așa mult mai bine decât ce i s-a oferit de către autoritățile locale. Și zice, până la urmă îmi dau demisia. Cum ai zis el, că pleacă din fotbal și rămâne președinte de AJF. E o postură care îl poate coafa, dacă îmi permiteți metafora cu ghimele de rigoare. Da, vedeți, nici Cighir și nici Viorel. Viorel a zis, dom'le, dacă Consiliul Județean nu ne ajută și anul ăsta cel puțin ca să mai ieșim puțin din mocină, eu îmi văd treaba mea și mă duc. Mă rog, e foarte greu să zici, să și faci treaba asta. Deci, la cum îl cunoașteți judecând răspunsul pe care urmează să mi-l oferiți prin prisma prieteniei pe care o aveți cu domnia sa? Credeți că va renunța la antrenorat pentru o funcție de conducere la nivelul AJF Buzău? Poate fi funcția asta compensatorie pentru un tip vulcanic, așa cum e Viorel? Pentru ceea ce este Ion Viorel, nu cred că... Nu este... Mă rog, acum el știe foarte bine, ultima discuție care a fost, eu, dacă nu voi fi sprijinit și... Că știm toți ce a făcut el acolo, cu prieteni, cu mai tai un porc, mai tai o găină, mai tai, îi ține pe băieții ăștia acolo și prieteni adevărați care mai sunt pe lângă el. Dar, cum să spun eu, el ar fi... Nu-l văd, ca să fiu sincer. El are șanse deosebite. Are șanse mari, așa că e cunoscut și de primat în județ, fotbal, cunoscut. Și ca nume. Restul, ce să zic, din punctul meu de vedere, acum la ora actuală, dacă nici Cighir și nici... Cătălin Cighir, eu nu înțeleg. Nu poți să dai funcția de director al EPS, să nu mai fii nici în comitetul executiv, ca să fii președinte de AJF. Deci, practic, simple speculații. Da, la ora actuală, cred că nimeni nu dă vrabia de mână pe cioara după gard, zic eu. Toate că Viorel era... Ne-am întâlnit la semifinală. Da, domne, fac, nu știu ce. Era entuziasmat. Deci, până la ora actuală, cele mai mari șanse teoretice și practice le are președintele interimar, Adi Petre, care, dacă el știe să gestioneze și poate să schimbe puțin din atitudine, adică să fie un președinte adevărat, nu să fie condus de alții, are șanse mari și de el depinde dacă își poate intra în rolul ăsta de președinte de AJF, care nu e chiar simplu așa. Pentru mine, ca să fiu sincer, eu am și zis-o, dar dacă Sorin Cârjean a fost așa cum a fost el, am plecat mai devreme și am zis, bă, frate, mi-a ajung atâția ani, din 91 până în 90. Am să închei emisiunea cu un citat al unui prieten al nostru comun. Timpul va dovedi dacă are dreptate sau nu. Domnule Coșunea, vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne revedem lunea viitoare când vom discuta despre finala Cupei României la fotbal. Vă readuc aminte, ultimul act al finalei Cupei României are loc miercuri de la ora 20 pe stadionul Gloria din Buzău. De la orele 20 se vor întâlni ASE Săgeata și FC Ploiești. Tot săptămâna viitoare vom discuta despre finalele campionatelor județene de copii și juniori, plus alte amănunte interesante din sportul buzdean și nu numai. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne revedem peste o săptămână, tot de la ora 17, tot la TV Buzău.